Cât de repede poți revinde un imobil nou? Răspunsul la această întrebare stă de fapt în altă întrebare. Cât de repede te grăbești să vinzi? Află de ce în pastila de azi. Una dintre cele mai bune tehnici în negociere este să scoți ceva la vânzare cu un termen larg pentru realizarea vânzării. Adică să scoți ceva la vânzare fără să fii presat să vinzi repede. Fiind relaxat în privința termenului vânzării, ai leverage față de orice cumpărător ți-ar apărea, mai ales dacă acesta ar încerca să-ți negocieze prețul sau condițiile. La The Concept preferăm această strategie când revindem imobile cumpărate în proiectele pe care le manageriem. De regulă, le cumpărăm pe perioada construcției, în pre-sales, și le revindem imediat după ce acestea sunt gata. Revenind, imobilele noi puse în comparație cu imobilele vechi similare ca zonă și nivel calitativ al construcției vor fi întotdeauna preferate de cumpărători. Prin urmare, ai din start o poziție mai puternică în negociere. Asta îți va oferi și posibilitatea să setezi un preț mai înalt proprietății tale. Cât de înalt? Depinde de cât de repede vrei să vinzi. Considerăm imobil nou orice proprietate nou construită și recepționată în ultimii 5 ani. Dacă prețul tău este similar sau aproape similar cu cel al proprietăților vechi în zone similare, atunci poți avea șansa să vinzi chiar și în maxim o lună de la momentul în care o scoți la vânzare. Dacă începi să urci prețul, asumă-ți un termen mai larg, chiar și de 6-12 luni, în funcție de cât de mult vrei să maximizezi. Ține cont de faptul că, dacă proprietatea ta este goală și neînchiriată, cu cât o ții mai mult, cu atât pierzi echivalentul chiriei în perioada respectivă. Deci ar fi de dorit ca diferența de preț cerută de tine să acopere cel puțin echivalentul chiriei în perioada în care aștepți să îl revinzi. Cazul ideal este atunci când îl vinzi ca activ de investiție, deja închiriat, cu o chirie care curge pentru tine și va curge imediat și pentru noul proprietar. Dacă este un investitor, noul proprietar va aprecia această opțiune. Orice variantă ai alege, să vinzi mai repede și mai ieftin sau mai scump și mai greu, ține minte că profitul în imobiliare îl faci atunci când cumperi. Uită-te când cumperi după oportunități excelente, în locații circulate și cerute, aproape de infrastructura de facilități și de infrastructura de transport și cumpără în momente bune. O variantă excelentă este să cumperi în fază de construcție, off-plan, pre-sales sau early stage. Toate înseamnă aproximativ aceleași lucruri și aici de regulă găsești oportunități excelente. Dacă vrei astfel de opțiuni, scrie-mi în comentarii și eu sau colegii mei te vom ajuta cu oferte din portofoliul nostru. Te ajută informațiile de la noi? Dă un share către prietenii tăi sau zile direct. Ai auzit, mă, ce fac ăștia de la The Concept? Mega tare! Să-ți povestesc! Sau mai bine dă un share!